Out of the Box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Bun găsit tuturor, ați revenit la Out of the Box. Numele meu este Cătălin Striblea, alături de mine, Laurent Balint, expert în marketing, autorul la peste 100 de articole în publicații de specialitate, profesor asociat la mai multe școli universitare din România și om care a condus companii de publicitate. Salutare, Boțin! Salut, Cătălin! În ultimii ani am văzut o tendință mare de a, a oamenilor de a nu crede în mesajele lansate de autorități, de publicații de presă care unele dintre ele chiar sunt prestigioase, și de a nu crede în ceea ce înseamnă mainstream, cum se spune. Alte povești luându-le locul. Există bulle de Facebook sau de rețele sociale care câștigă, există mesaje de la oameni cărora le da mai puțină crezare. Și cum out of, out of the box pune la încercare diverse idei care sunt în societatea românească. Ne-am gândit astăzi să răspundem la întrebarea de ce te aș cred pentru că dacă mai îngădui 15 secunde mm -hmm. am o poveste de la radio, da. Știi cazul Caracal? Din păcate, da, da. S-a repetat ceva asemănător la Alba Iulia și în timpul emisiunii România în direct m-a sunat o doamnă care mi-a spus că fata omorâtă la Caracal este în viață, că sigur e plecată și că știe ea că toate datele ei cumulate din oraș, de la Caracal, arată chestiunea asta. Și am spus, dar totuși, în acest caz au lucrat cei mai buni criminaliști români, au fost procurori de elită, au fost judecători, foarte mulți oameni care au văzut dosarele alea, probele alea. O mușamalizare completă este imposibilă. Cum? A, și a zis, nu, zice, da, da, tot respectul pentru ei, dar eu știu mai bine ce se întâmplă în oraș în ciuda unei sentințe judecătorești. Și atunci am zis, cum, cum faci, dar nu, nu în sensul negativ, cum reușiți să transmiți mesajul în societate că um, un lucru este adevărat? Vezi, aici, din punctul meu de vedere, este un clas clasic în care vedem puterea poveștilor. Există o mulțime de tehnici, avem metode științifice, cum să transmitem mesaje credibile către populație, dar nimic nu bate puterea unei povești, mai ales când vorbim despre o populație 40% analfabeti funcționali, care se educă practic din poveștile pe care le au din copilărie și pe care le -au aud în fiecare zi, fură meserie, mai puțin învață meserie, și atunci, practic, dau o mult mai mare crezare poveștilor care ajung și, practic, decodează mult mai ușor poveștile. Iar câteodată modul în care autoritățile prezintă uh, datele este mult prea ancorat în știință realitate date. Și atunci, practic, uh, poveștile spun de multe ori mult mai ușor, uh, uh, conectează mult mai ușor cu oamenii. Da, atunci credem că e și greu pentru o autoritate să comunice sub forma unei povești. Oamenii sunt obișnuiți să citească niște comunicate acolo. Și eu aici nu vreau să fac o pledoarie pentru autorități în emisiunea asta, dar mă gândesc la mult mai multe da. situații. Dar uite, o să, o să ies un pic din situația asta care este da. foarte serioasă și de, am zis la început, din păcate, sunt familiarizat cu ce s-a întâmplat la Caracal și o să trec la altceva. Este cum credem noi astăzi că mâncarea pe care o mâncăm este de calitate, că puiul pe care îl consumăm este cum pui, crescut cum trebuie și nu... Avem uh, niște liste, ne-a dat Uniunea Europeană niște simboluri pe care le punem pe pachete. Exact, care intră pe orechii, ies pe alta le citești, le dai crezare. Ai văzut uh, la viața ta cum mai fac diversi antreprenori sau companii în care mai păcălesc sistemul, mai scriu pe etichetă un lucru? Dar toată uh... lumea crede că puii ăia sunt crescuți într-o uh, într chestie aglomerată care le nenorocește viața sunt încărcați cu antibiotice și cu diverse lucruri. Te, te duci la piață și zice la piață uite, cumpără puiul de la mine și da. este puiul tranșat pentru că a fost crescut în natură, a fost crescut în curte. Cum îl crezi? Aici francezii acum este o ultimă tendință în care vând puiul, pui cu tot cu ghiare. Deci te duci la magazin cum? și cumperi pui cu tot cu ghiare. E cum tot cu ghiare? Cu adică tot cu... Cum era la noi pe vremea lui Ceaușescu? Da, da, este să... tot puiul cu tot cu ghiare, nu le taie, nu le îndepărtează. De ce? Pentru ca să vezi că ghearele nu stocite. tocite. Ah, deci, practic, A, crescut pe pământ. A crescut pe pământ. Și atunci nu, de, nu mai de ajuns să zici, mamă, puiul meu este crescut pe pământ, ci trebuie să o și dovedești. Ok, bă, de acord, cu sigur, e o idee. Și eu în magazinele din Franța pot să vezi asta, dar ea le arată că e și proaspăt, că e și bun, am înțeles. Da, 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 dar este un efort și o înțelegere a noi realități în care oamenii nu prea mai cred neapărat, sau o parte din oameni, nu mai cred că vine o instituție și certific că puiul a fost crescut pe, pe pământ. Și atunci, o instituție, o este afacere, un... da, da. Bă, știu eu. Deci, practic, site. sunt niște eforturi conștiente pe care le facem de zeci de ani de zile pentru a convinge oamenii că ceea ce zicem este adevărat. Astăzi, datorită social media, s-a propagat și a luat-o și vedem fenomenul la amploarea la care o vedem, dar, practic, din totdeauna oamenii au trebuit să convingă că ceea ce spun ei este adevărat. Și dacă am zis acum de puiul care este cu gheare, în urmă cu 70 de ani, ca să te convin că termosul meu păstrează temperatura constantă în interior, pe, pe, vremea în care drepturile animalelor nu prea existau, au luat pui mic galben, l-au băgat în termos, au închis capacul, l-au băgat în apă clocotită, l-au ținut în apă clocotită, l-au scos afară și puiu, piu, 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 Era viu. Și era viu, nu avea nicio treabă și te-au dovedit că... Ceva îngrozitor, <laughs> era... vorbești serios, da? Da, erau met metodele de acum 70 de ani în care se demonstrau că termosul ține temperatura în interior constantă, dar trebuie să fie trebuie să fie o preocupare pentru noi toți să aducem și ceea ce noi denumim reason to believe motivul pentru care te-aș crede adică trebuie să întotdeauna să avem grijă când facem o afirmație să o și dublăm de niște argumente și de niște lucruri pentru care oamenii ne-ar crede. Mi-a plăcut foarte mult e un restaurant mic din Cotroceni care îmi place foarte mult, Smithery care este foarte foarte mic și acolo unul dintre mesajele lor era păi suntem atât de mici încât n-are cum să nu fie proaspăt la noi pentru că nu avem unde să ținem uh, lucrurile. Adică noi aducem strict ce avem nevoie pentru asta. Mi s-a părut uh, foarte haios uh, și așa un kitchen logic, o logică de bucătărie pe care oamenii o înțeleg foarte bine. Pot să mai adaug exemple aici în chestiunea asta pentru că ar fi interesant să vedem cum procedează diverse afaceri sau da, diverse da. instituții în aș uh, afirma de fapt uh -huh. povestea. E foarte interesant că nu mai avem încredere unii în alții sau poate nu am avut niciodată. Că trebuie să pui ceva pe masă... Atenție, n-am avut niciodată negustorii da. istoric din pe, timpul Imperiului Roman sau mai mult în Antichitate. Încercau să-ți vândă lucruri, niște povești și nu întotdeauna adevărate. Deci, practic, nu e o invenție a secolului 21 această uh, neîncredere. Dar, uh, uite, dacă vreau să zic că uh, cafeaua mea are un gust uh, mai bogat Okay. Exact, ok, dar vin și zic că cafeaua mea are un gust mai bogat pentru că o prăjezi mai mult. Dintr-o dată ți-am dat un motiv pentru care ai crede și atunci toată logica vine, băi, aha, deci o prejez mai mult, înseamnă că scot mai mult din ea și atunci probabil că are un gust mai bogat. Dar practic n-am venit doar să zic că are un gust mai bogat. Dar dacă te aș duce într-o zonă sensibilă? În aceeași emisiune, tot la România în direct, mi-a povestit un cetățean și-a zis, dar astăzi, ce să mai credem de la medici care mi-au spus, uite, păcat că s-a vaccinat avea pe cineva în spital, păcat că s-a vaccinat, că dacă nu s-a vaccina, nu făcea viroza asta. Și omul spune: dom'le, așa mi-au zis medicii, deși anterior îmi spus să vaccineze Și eu îi zic, domnule, da, e de la caz la caz. Nu, domle, că am fost la patru spitale cu el și patru medici mi-au zis același lucru. Și zic, în statistic, e imposibil. Bine, aici ai schimbat subiectul un pic. <laughs> dar nu l-am schimbat, da? <laughs> uh, pentru că nu știu dacă uh, uh, avem o soluție. Nu. Da. Voiam să te duc aici. Da. Adică. Păi... Dacă, dacă dai un vaccin unei întregi populații. Dar nu, aici nu numai vaccin, din păcate. Eu am o experiență, cred că 9 din 10 la medici a fost, dar aici cine ți-a lucrat înainte? Exact ca la meșterul care vine la bucătărie să-ți repare, să uite la țeavă și zice, dar aici cine a lucrat înainte? Intri și. Primele lucruri. Dar cine v-a dat acest tratament? Păi Dumnezeule, un coleg. De -al... Deci problema e un pic mai, mai amplă și vine din interacțiunea de zi cu zi și din experiențele pe care le-am le trăit. Dar pentru că ai menționat medici, o să mă întorc un pic la zona inițială a discuției. Eu lucrez în publicitate de ani de zile și de multe ori suntem acuzați de faptul că... Măi, când vine vorba de pasta de dinți, parcă, nu știu, toți sunteți spălați pe creier, toți veniți cu recomandat de medicul stomatolog. Da, așa sunt toate reclamele. Poți să nu da. trei acum pe loc în care apare un medic stomatolog care îți recomandă o pasta de dinți. Aici pot să zic foarte simplu, foarte probabil nimeni nu o să cumpere pasta ta de dinți pentru că este recomandată de medicul stomatolog, dar la fel de probabil nu o să-ți cumpere pasta de dinți dacă nu este recomandată de medicul stomatolog. Adică aici este dacă nu ai această comunicare în care să zici că este recomandată de medicul stomatolog, nu pleacă din raft uh, produs. Deci oamenii au nevoie de acest lucru și atunci este un punct de paritate între toate pastele de dinți bune în care vin și zic, că și pasta mea de dinți este recomandată de medicul stomatolog. Dar este obligatoriu uh, să zici. Pentru că există motive pentru care oamenii te cred și motive pentru care nu te cred. Dacă <laughs> nu simt. ești uh, recomandat de medicul stomatolog, nu te cred. Poți să zici o grămadă de uh, alte lucruri. De ce v-am povestit lucrul ăsta azi? Că e important să plecăm cu, cu o idee aici. În societatea modernă care este dominată de bule, de credințe ferme și de mesaje care sunt schimbate foarte rapid între oameni, în momentul în care ești într-o poziție și trebuie să comunici uh, ceva important atunci trebuie să o faci de maniera asta încât oamenii să se sprijine pe ceva în comunicarea ta. Inclusiv în sport, când se duc oamenii și cer sponsorizare pentru federație, pentru club, pentru ceva, în mintea celui care îi cer sponsorizare, pe păi, de ce te-aș crede că banii pe care eu o să-i ofer și susținere pe care o să dau, o să se ducă unde tu zici că o să se ducă. Și atunci ar trebui orice cerere dublată de niște motive pentru care te-ar crede și de niște dovezi clare și de un plan clar ca oamenii să treacă peste această neîncredere, care de multe ori este, băi, banii într-o gaură neagră. Ok, odată ce ai înțeles chestia asta, trebuie să vii și să dai motive pentru care uh, să te creadă. Asta să știți că e important și pentru politicieni, care transmit foarte multe mesaje zilnic și uh, multe dintre ele nu mai sunt credibile. Și atunci trebuie să veniți să vă sprijiniți pe ceva. Deocamdată, astăzi ne oprim aici, dar săptămâna viitoare, pentru că am zis că o să facem două emisiuni despre modul în care comunicăm între noi, afaceri, instituții, cetățeni obișnuiți, o să vorbim despre așa-numitul reframing, că îi zice în engleză, uh -huh. dar zim în română că și asta e important. Reframing este capacitatea de a muta perspectiva unei povești. Uh -huh. Și o să mutăm perspectivele unor povești pe care le știți deja. Pentru a vă da o nouă dimensiune asupra lor, și vom lucra caz cu caz. Stați pe aproape că o să le aflați. Out of the box Controverse în dialog Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.